seara, bună seara, domnule președinte. Suntem și noi, am venit de la Peseniu și tu de unde ești? De la Cându. Da, voiam să vă spun că în seara asta, în emisiunea la Peseniu, a fost purtător de cuvânt Romașcanu, care a spus că PNL are posibilități restrânse de negociere și probabil calendarul va rămâne același. Și ce părere aveți? Ce anume? Calendarul alegerilor probabil că va rămâne același. Ne bucurăm! PNL... Vă bucurați? Domnule președinte, o întrebare. Domnul Braga a zis se rupe sau mare cazul. Cum e varianta? Este un îndemn foarte bun la ceea ce avem de făcut. Indiferent cum ne uităm, înseamnă că trebuie să tragem către înainte. Și înainte tragem. Dar e adevărat că sunt lupte interne, auziți că sunt lupte interne în PNL și de aceea se strică guvernarea. Că sunt lupte interne în PNL și de aceea se strică actul guvernării. Tot Romașcanu a spus în seara asta. Sunt declarații pe care nu aș dori să le comentez. Când cineva vrea să abată atenția de la ce se întâmplă de fapt în altă parte, aruncă mingea în terenul altcuiva. Eu vă spun că în Partidul Național Liberal toate lucrurile merg și se desfășoară așa cum sunt decise la nivelul conducerii partidului, foarte bine planificate. Deci, ce avem de făcut. Deci domnul Blaga este, cum să spun, un îndemn pentru dumneavoastră? Cum este consilierul dumneavoastră sau cum pot nu, să este membru în echipa de campanie. Deci acest slogan da. Pe care l-a spus. Și se ocupă de întreaga hergherie a Partidului Național Liberal. Deci moare că nu s-a rupe. Cum e? Merge Căruța de